Ne-am reîntors la întâlnirea de afaceri. Sunt cu deputatul PNL Marius Bodea. Discutăm despre infrastructura din municipiul Iași, care este adevărat, este mult mai bună decât acum 10 ani, de exemplu, dar are în continuare mari lipsuri. Nu știu cum să fac comparația asta. Pe arterele principale s-au făcut investiții și evident acolo se vede, dar să știți că arterele principale sunt nesemnificative ca procent în ce înseamnă artere în municipiul Iași. Vă dau un exemplu, aleea Tudor Neculea, dar pot da mai multe, că am pățit așa, vorbesc despre un exemplu și oamenii mă critică că n-am spus și despre problema lor. Dau un exemplu, da, e valabil pentru majoritatea artelor secundare. Aleea Tudor Neculea a devenit astăzi o alternativă pentru toată zona Ciurea-Horpaș care vine în Iași, e alternativă la șoseaua Nicolina, da? Pe acolo, fluxul de mașini ce trece zilnic este ca pentru bulevarde mari cu trei benzi pe sens, deci este nebunie acolo. Nu poți să lași, dacă știi că așa s-a schimbat comportamentul traficului, să nu investești în strada aia, să o faci bridge, da? Ca mașinile să meargă în regulă. Ar exista posibilitatea acolo, dacă tot ați spus, că mi-ați spus înainte de emisiune că ați fost în zona aia și ați vorbit cu locuitorii. Da. Există posibilitatea ca acolo să fie lărgită? Nu, sigur, există o arhitectură a zonei care nu mai poate fi modificată. Sunt este nicio formă, nu? Dar chiar și cu o bandă pe sens, dacă, cum spune eu, structura rutieră este în regulă, este plană, este așa, merge liniștit înainte, numai că astăzi mașinile fac slalom printre gropi, e un real pericol să folosești artera respectivă și vă mai spun un lucru, încercați să găsiți o trecere de pietoni pe toată asta, pe toată alea Tudor Neculai. Am văzut cu ochii mei, stând acolo și vorbind cu oamenii, copii și adulți supuși riscului la accidente. Erau să ia în fața mea, pentru că ei se angajau în depășiri. Traficul, v-am spus, a crescut, se merge și cu viteză pe acolo. Asta e, oamenii folosesc ca o rută alternativă, nu se plimbă printre blocuri. Nu există o trecere de pietoni în zonă, o trecere. Gropi nu mai spun, sunt dalele de când sunt de beton acolo, arată cum arată, oamenii le ocolesc cât pot de mult. Ori acolo este un mare risc. Și v-am spus un lucru, cât e? Ce lungime are? 1 km, 100 km, 200 km, nu știu cât are alea Tudor Neculea, cam așa. Doamne, în atâția ani să nu fii în stare să asfaltezi o asemenea arteră, pentru că, fără niciun fel de exagerare, la ce lucrări sunt necesare acolo pentru reabilitare, mai ales că există o zestre a drumului bună, nu trebuie să faci săpături, să faci patul drumului din nou, să aduci zestre. Ea există, e tasată de atâția ani. Trebuie frezare, da, și după aia, mă rog, stratele de asfalt. Doar să pui un covor de asfalt și atât? Credeți-mă, nu ai ce să faci într-o lună, în două săptămâni, dacă ești concentrat pe lucrarea acolo. Atâta trebuie să dureze lucrarea. Frezat, închis strada, frezat, asfaltat. Ori la noi, vedeți, avem o boală, dar începe chiar cu semnarea contractului. Se semnează contracte cu termen de execuție de câte 2 ani pentru bucăți de stradă de 300 de metri. Și constructorul stă liniștit, se întinde pe 20 de lucrări, le ia pe toate și le face când are timp pe fiecare. Nu există așa ceva. Uitați exemplul pe care l-am avut la aeroport, că e cel mai recent și e palpabil. Nu m-a interesat, am pus termen de execuție extrem de scurt să vină cine e în stare să facă... În 6 luni terminalul, cum s-a întâmplat. Toți au zis, doamne, exagerat. Nicio problemă. O să vină oameni care pot. S-au înscris mai multe firme care puteau în 6 luni și au fost ales prețul cel mai mic, să în fine, cum au fost condițiile acolo, da? Deci s-a putut. Dar dacă tu îi lași termen 2 ani constructorului, evident că la stă și 2 ani de zile se uită în altă parte și rezolvă alte probleme, că la ea și lasă că vin peste un an jumate și termin lucrarea. Nu este în regulă. Suntem în multe situații și nu e exagerare, un oraș de lumea a treia, credeți-mă. Și pe mine mă doare pentru că Iașul ăsta are chiar potențial. Spuneam mai devreme, m-am săturat să fac comparații cu alte orașe, dar sunt obligat să le fac, pentru că merg și pe acolo și văd că acolo se poate, acolo este transport public metropolitan, acolo sunt autobuze electrice, acolo nu mai sunt epave în astea pe străzi care pun în pericol și viața călătorilor, apropo transportul public, ai o frecvență de transport public corespunzătoare și asta este o altă problemă în Iași, am sărit poate la una alta, dar e una din probleme. Transportul public. Copilul meu merge foarte, foarte des cu transportul public, adică asta folosește, da? Se duce la școală, se duce prin oraș unde are el treabă de făcut, mă rog, și activități. Merge cu transportul public și mi-a spus, știți ce mi-a spus? Tata, deci dacă ajungi primar, exact asta textual, te rog, fă ceva cu transportul ăsta public. Stau de jumătate de oră, 40 minute în stație și nu vine un autobuz. Deci e un copil care vede pe pielea lui cât timp trebuie să piardă ca să... Și problema asta, sigur, mi-o spun și oamenii. Sunt legate, evident, pentru că dacă traficul este atât de aglomerat și autobuzul întârzie. Dacă transportul public nu este o opțiune, că nu este pentru mulți, oamenii se suie în mașinile lor private și merg că trebuie să ajungă la timp acolo. Despre asta este vorba. Noi trebuie să începem prin a rezolva cadența sau frecvența, e mai corect spus, a transportului public, să știi că din 10 în 10 minute
ai autobuz și oamenii zice, bă, nu mai scot mașina, așa găsesc greu loc de parcare. Folosesc mijlocul ăla. Sigur, în paralel trebuie să ai un mijloc de transport confortabil, nu epavele astea care mai circulă încă prin Iași. Și asta e o altă discuție. Apoi mai este o problemă, uitați, CTP stă pe un butoi de pulbere. Oamenii ăia sunt foarte prost plătiți. Cel mai prost plătiți din țară, sunt surmenați pentru că execută ore mult dublu față de ce este permis de legiuitor și nu mai găsești nici șofer pentru că la salarii mici, cei care sunt acolo și sunt profesioniști, conducători profesioniști, pleacă și lucrează pentru firme de transport sau pentru agenții de turism pe autocare și avem o reală problemă, nu mai avem acum personal. Dacă mâine am dublat flota de mijloace de transport public în comun, tramvaie și autobuze, nu ai conducători de bord pentru aceste... Și care ar fi soluția? Cum să fie plătiți dacă această companie nu are trebuie fondurile necesare? Trebuie o reformă reală, pentru că RATP egal CTP, nu s-a schimbat nimic, sunt aceiași oameni acolo. Oamenii ăia nu sunt puși pe reformă, sunt puși pe împins bobul, cum se spune, de la unul la altul. Sunt puși, deci eu văd în nou CTP o structură anchilozată, exact cum a fost RATP. Nu văd absolut nicio mișcare, nu este nimic. Deci nu s-a investit în pregătirea oamenilor, nu s-a investit în trasee, nu s-a investit într-o filozofie metropolitană de transport. Nu s-a făcut nimic, îți spun că nimic. Că îți pică în gură, să spunem așa, datorită nobleții primarului și faci și el un credit tot pe banii noștri și cumpără încă 80 de autobuze, aia nu este reformă în transportul public. Transportul public, ca reformă, trebuie să cuprindă măcar ceea ce am spus eu până acum, de la zone metropolitane, trasee corecte, benzi dedicate pentru mijloace de transport public în comun și altele. Plus o interfață prietenoasă, ca oamenii să fie convinși să-și lase mașinile acasă, să o iei în autobuz. Păi când se urcă în autobuz și văd pe acolo că sunt toți hoții de buzunare care se iau de femei care sunt neajutorate în diverse situații, păi te mai duci să mai lași copilul să meargă autobuz? Nu, îl duci tu cu mașina. Exact despre asta e vorba. Trecem de la aceste mari probleme ale Iașiului, da? Poluare, transport, lipsa infrastructurii, la o problemă care ar putea să pară mai micuță, dar nu este. Avem obiective turistice pe care nu știm să ne le promovăm. Avem un oraș frumos, care ar putea să atragă mulți turiști, care ar veni, evident, cu bani către orașul nostru. Cum putem noi să promovăm acest oraș, totuși? Da. Iași este un oraș cu potențial. Dacă ar fi sigur cineva în stare să facă un traseu logic, să spun, eficient, turistic prin Iași, noi am și câștigat. Odată că cei care vin aici și văd lucrurile astea promovează gratuit Iașul în exterior și înseamnă alți turiști care sunt dornici să vadă lucrul acesta. Dar să știți, asta spuneam. În momentul în care într-o administrație publică este o țesătură de sinecuri, nepoată, soră, cumnată și așa mai departe, oameni care nu răspund pentru fișa postului, pentru ceea ce fac. Nu ai nici interesul. Eu nu vreau să spun de cineva anume din primărie acum, dar se vede o lentoare. Orașul ăsta nu este pregătit. Vă dau, spuneți de obiective turistice că nu sunt corespunzător valorificate. Trebuie să vă spun că noi avem monumente istorice, județul Iași este după București, județul cu cele mai multe monumente istorice și municipiul Iași la fel, nu sunt marcate. Avem monumente istorice care ar putea deveni puncte din reperele turistice, apropo, care sunt lăsate într-o degradare cum nu vă închipuiți. Deci, pur și simplu, acolo se adună tot felul de persoane fără adăpost, dau foc, le distrug și după aia bucurie mare s-a dărâmat monumentul istoric, construim un bloc. Că s-a mai întâmplat în Iași treaba asta. Deci, noi nu avem o preocupare pentru ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri, pentru istoria noastră, monumentele istorice. Și atunci, cum să rezolvăm problema turismului dacă... situația este catastrofală pe partea de monumente istorice. Mai există o altă problemă pe care o văd astăzi. Ne gândim să facem turism. În regulă, sunt aici agenții de turism, sunt reprezentanți agențiilor turism cu care am lucrat și când am la aeroport. Foarte buni, foarte buni, foarte patrioți, dedicați, munci și doresc mai mult. Nu se poate. Ce facem acum că ne uităm la aeroport și vedem că mai trece o lună și mai închide o cursă externă, mai trece o lună și mai închide o cursă externă. Vedeți că mie mi-e teamă că ne întoarcem în perioada dinainte de 2008, da? Când era o singură cursă externă spre Viena și cam asta era.
Nu poți, adică pe de o parte vrei să dezvolți turismul, dar închizi rutele externe, pentru că turiștii nu o să-ți vină în România, în Moldova, pe roți, pentru că ar trebui să fie o aventură întreagă, să facă vreo 3 zile pe România, să ajungă în Moldova venind spre vestul. Ei, dacă ar avea o autostradă, poate că s-ar încumeta să facă și asta. Dar să știți că chiar și așa turiștii în majoritatea lor să vin cu avionul, așa, exact. Așa e comportamentul turistului, pentru că pachetele de servicii sunt, îți pune avion la dispoziție și cazare în locul respectiv. Noi avem o altă problemă și că măcar ceea ce avem acum, eu începusem astfel de discuții, eram în permanentă legătură cu agențiile de turism când eram la aeroport, pe cursele respective ne promovam reciproc, lumea afla când intra pe site-ul aeroportului, spre exemplu, afla de potențialul turistic al Iașului, avea cursa, știau turiștii din Italia sau din Marea Britanie sau din Spania, cei care veneau aici știau exact ce să facă de la noi, eram o interfață. Ați mai auzit vreo preocupare de genul ăsta? Da, e păcat, e un potențial. Deci, exact asta trebuie. Am făcusem la un moment dat, nu știu dacă vă amintiți, cred că în 2016, da? Am făcut acel cluster pe turist, dacă vă amintiți. Era, practic... Mai există? Nu, s-a ales praful, nu am mai făcut nimic după ce am plecat. Era tocmai platforma în care toți actorii implicați, de la aeroport, autorități publice, facultățile, structurile de primire turistică, agențiile de turism, promotorii din turism și așa mai departe, vorbeau aceeași limbă și făceau un concept comun pentru ca Iașul, apropo, să fie o atracție turistică. S-a ales praful, n-am mai făcut nimic. Deci asta este una din măsuri. Ce am spus? Revenirea la acel cluster, care înseamnă, până la urmă, o sumă de oameni, de idei, de capital până la urmă, care este pus în slujba Iașului. Toți aveau de câștigat. Adică mai multe cazări însemnau mai multe casări la hotel, mai multe comisioane la agenția turism, mai multe bilete vândute la aeroport. Toată lumea câștiga. Primăria la fel impozita pe ăștia că aveau mai mulți angajați și așa mai departe. Se pornește un bulgăre, nu? Exact. Care tot crește. Toată lumea câștiga. Dar noi nu reușim să pornim bulgărele respectiv. N-ai cu cine, pentru că nu există pe cineva. Adică cât de ciudată a fost ideea că a trebuit eu de la aeroport să dau naștere acestui cluster, când asta era atributul primăriei. Dar am făcut-o pentru că vedeam potențialul și nu mai conta, bun, n-a făcut primăria, hai să râdem de el că n-a făcut. Bun, facem noi dacă putem. Și n-am avut decât, mi-am gândit în la momentul respectiv, decât contre de la primărie. Tot felul de intervenții astea așa ciudate, mă rog, nu mai vreau să mă amintesc. S-au mărit alocațiile copiilor. Da. Săptămâna. Da. Asta este un amendament exclusiv PNL, care a trecut, slavnul că a trecut prin neatenția PSD, pentru că i-au votat împotrivă și vreau să fac o paranteză. PNL a avut în acest mandat parlamentar alte două inițiative legislative identice, care au fost respinse majoritatea PSD-ALDE. Acum a trecut un amendament la legea bugetului, tot amendament al PNL, care a fost respins la Comisia de Buget Finanțe de către PSD-ALDE, ajutat de UDMR și minorități, și în plen la dezbatere a fost un moment în care noi, stând absolut la toate amendamentele, bloc, toți parlamentarii PNL prezenți în sală, am reușit la o diferență de 3 voturi, 4 voturi, să trecem acest amendament, pentru că PSD-iști, în grandoarea lor, și cu cei de la ALDE au părăsit sala. Erau pe la fumat, pe la discuții, pe care întolăniți pe fotolii în afara sălii. A fost votul, nu și-au dat seama și a trecut. Ei, momentul acesta a surprins pe toată lumea, evident. Noi ne-am luptat pentru amendamentul ăla, dar când am văzut că mașinăria de vot pulbera absolut toate amendamentele opoziției, n-am avut mari speranțe, vă spun sincer, și la acel amendament. Iată că a trecut. Ce înseamnă asta pentru o familie? Că înseamnă... 150 de lei nu sunt mulți. Dar sunt mai mulți oricum decât, mai mulți decât 85, decât, da? 85 și 300 de lei. Sunt mai mulți decât 200. Să știți că înseamnă ceva. Înseamnă pentru că dacă ne raportăm la ce era înainte, e într-adevăr importantă creșterea. Poate dacă ne raportăm pe orizontală cu alte state, la fel nu e semnificativă. Dar vreau să vă amintesc că, culmea, tot PNL în 2015 a avut acea lege și a reușit dublarea alocațiilor, deși liberalii, să știți că nu au componenta asta de socială, de aruncat bani de asistență socială tot timpul pentru orice. Nu. Noi gândim în termeni rezonabili, adică partea socială din programul liberal este legată de rezonabil. Ești într-o situație, trebuie statul să te ajute rezonabil în situația aia, nu să-ți dea și tu să nu faci nimic în schimb. Asta e concepția noastră. În 2015, vă dau un exemplu, România era pe locul 160 în lume în ce privește valoarea alocațiilor pentru copii. Deci eram la sfârșitul clasamentului mondial. De aceea a fost nevoie de dublare. Nici astăzi nu stăm foarte bine, dar oricum am intrat în primii 100, ca să spun așa, cu alocațiile respective. Și este de mare ajutor pentru toată lumea. Că uitați-vă, România se depopulează, clar. Natalitatea nu mai este ce a fost.
e nevoie totuși de un imbold în felul acesta, că statul trebuie să intervină să vadă dacă banii respectivi ajung într-adevăr la copii și copiii beneficiază într-adevăr de întreaga sumă, asta este o altă discuție și este apanajul statului prin instituțiile de resort la Ministerul Muncii, din teritoriu, de concentrate și așa mai departe, primării și nu mai spun, da? Asta este o altă chestiune, dar banii ca și sumă trebuiau dați. Un coș de consum pentru un copil, că e de la 0 la 2 ani sau că de la 2 ani până la 18, oricum este mai mare decât acei 300 pentru cei micuți și 150 pentru cei mari. Dar chiar și așa este un plus care a fost dat de către Partidul Național Liberal. Posibil să vă întreb prea devreme, dar credeți că există potențial de creștere a acestei alocații și a acestor alocații și în următorii ani? Rămâne de văzut. Dacă se instalează un guvern sănătos la cap care să aducă României creștere economică, venituri de unde să poți face creșteri de acest gen, da, răspunsul este da. Dacă mergem în această situație și anume să avem pensii speciale de ordinul miliardelor de euro în fiecare an, și atenție, nu mă refer la militari. Suntem cu totul de acord, am spus tot timpul, militarii trebuie să aibă pensie de serviciu. În toate statele NATO există această regulă, trebuie să aibă. Nu despre ei e vorba, este vorba de tot felul de categorii profesionale apărute care beneficiază de niște pensii uriașe și nu le merită. Deci, încă o dată, militari au tot dreptul. Toată viața lor, chiar dacă n-a fost timp de război, au stat în cazărme, au stat la post tot timpul, că așa este viața de militar. Nu și-au permis concedii, nu și-au permis să părăsească garnizoana, pentru că așa este structura asta. Înțelegem pentru asta, dar pentru toți ceilalți care ce au făcut? Care a fost suferința vieților profesionale să beneficiază de așa o pensie specială? Deci imaginați-vă, în 2017, am și prezentat asta, au fost plătite 7 miliarde de lei pentru pensii speciale în România. Păi, din banii ăștia, prea puțini erau pentru militari, restul erau pentru tot felul de categorii privilegiate, așa, puse de PSD cu sute, așa, an de an. Păi dacă mergem în ritmul ăsta, în 2018 sumele și mai mari, în 2019 vor fi și mai mari sumele. Trebuie să facem o comparație. Această majorare a pensiilor, a alocațiilor pentru copii, ce înseamnă? Un efort bugetar de 2 miliarde de lei. Deci mai puțin decât doar despre majorare deci vorbim. Despre majorare vorbim, da. Un efort bugetar. Dar atenție, acelea sunt pentru nevoi efective, nu e pentru, cum vă spuneam, situația în care ești salariat astăzi la stat, primești tu niște bani de la stat și mai ai și o pensie specială tot de la stat. Cu asta nu sunt de acord, adică mi se pare... Da. Ați spus în prima parte a emisiunii că veți atinge și subiectul Spitalului Regional de Urgență. Ce se întâmplă cu el? Că am înțeles din declarații de la miniștri că de-abia prin 2026 poate să avem un spital la Iași și nu numai la Iași. Știți, mi-amintesc că anul 2016, când aveam pe cei doi epigoni politici de la Iași, domnul Popa și domnul Chirica, de mână, cum se lăudau că la sfârșitul 2016 începe construcția spitalului. Și-au asumat asta. Nu despre ei este vorba acum. Spitalul Regional de Urgență este un must pentru toate regiunea Moldovei, nu numai pentru Iași. Infrastructura de sănătate este la pământ în România. Cu atât mai mult în Moldova, să ne înțelegem. Acest obiectiv de investiții este ca aerul, din punctul meu de vedere, la fel ca și autostrada, le-aș pune fix pe același nivel. Proiectul a ieșuat complet la acest moment. De ce? Pe de o parte, PSD-iști în 2014, când au negociat Comisia Europeană valoarea acestor spitale, au scos cifrele din burtă, tipic PSD-ist. Ne-am trezit astăzi că, de fapt, spitalele costă mai mult. Sigur, la Iași este și o particularitate că l-au poziționat mai mari primărie unde au vrut ei pe lângă terenurile samsalelor din Moara de Vânt și costă și mai mult că inversant. În regulă. Suntem în situația astăzi în care nici măcar banii de la Comisia Europeană, care sunt 150 de milioane de euro, câte 50 de milioane pentru fiecare spital regional ramburs, finanțare gratis, nu i-am luat. Nu există nicio discuție cu cei de la Comisia Europeană pentru creșterea acestor sume, pentru că așa funcționează oriunde în lume, diplomația. Ai o situație, da, ai un cost mai mare la un obiectiv, nu l-ai estimat corect, dar nu înseamnă că gata, te închizi și te apuci de plâns și nu mai faci. Te duci și explici situația. Doamne, ce s-a întâmplat? De ce sunt costurile mai mari? Și oamenii au oricum fonduri care nu au fost cheltuite de alte state pe axele alea de finanțare, se adună înapoi în coș și se redistribuie fix pentru situațiile astea. Vi s-a părut că am avut o astfel de discuție? Păi știți ce a fost toată perioada 2017, jumătate de an și 2018, în jurătură continuă pe propriul comisar de dezvoltare, Corina Crețu, care e tot de la PSD, nu s-a mai înțeles ea cu Dragnea, nu știu ce s-a întâmplat pe acolo,
Și eu pe la o femeie spune, adună, am bani să vă dau pentru autostradă, avem bani pentru spitalele regionale. Faceți-le, trimiți-le hârtiile să vă decontăm banii. Înjurături, nu. Și iarăși, apropo de ce spuneam, a apărut din Joben, scos de domnul Vulcov, nu mai facem cu banii europeni, facem prin parteneriat public-privat. Eu când aud în România, din partea PSD-șilor, cuvântul parteneriat public-privat, expresia asta, știu că nu se mai face, mie mi-e clar. Pentru că noi nu avem niciun exercițiu în acest fel, pentru că în parteneriatul public-privat încep cu lucruri mai mici, pe care le poți face, vezi că a funcționat, treci la un alt nivel. Ori cele mai mari investiții din România, autostrada Unghenea-Târgu Mureș, investițiile în spitalele astea regionale trebuie făcute cu fonduri europene gratis. Dar înțeleg că în acest moment nu mai există fonduri europene pentru aceste spitale, ba pentru că nu este doar situația Iașului, este și situația celorlalte Craiova spitale și Cluj, regionale. Da. Există fondurile care au fost alocate de la început, adică 150 de milioane de euro din partea Comisiei Europene. Banii aceștia trebuiesc trași, cum se spune, da? Nu s-a făcut nimic. Nu, acum, nu cred că de vină punctual este vreo municipalitate. Bun, unii au fost mai puturoși. De vină este sistemul în sine, de la Ministerul Sănătății, la, mă rog, Ministerul Fondurilor și tot guvernul ăsta, care nu a vrut să meargă înainte. Dacă guvernul PSD-ALDE, spre exemplu, își punea ca politică strategică de guvern infrastructura în spitale, ăsta trebuia să fie gata, nu că început, trebuia să fie gata. Bun, durează 3 ani, să spun că e un totuși o construcție foarte laborioasă. Dar trebuiau să fie gata la anul, poftim. Ori uitați-vă, au trecut 4 ani din guvernarea, în curând sunt împlinesc 4 ani, nici măcar hârtiile nu sunt gata pentru aceste spitale. Adică preocuparea lor a fost cu totul alta. Autostrăzi, nu? Infrastructura de spitale, nu? Aveam bani gratis și într-o parte și în alta? Nimic nu. Mediul de afaceri nu este stimulat, dimpotrivă, au venit ordonanțe care au decapitat afaceri, așa ca la, care au decapitat afacerile ca la Balamuc. Băncile supuse unui unui ștreang, cum nu s-a mai văzut, pentru că are ceva Dragnea și Vâlcov cu aia, cu băncile și așa mai departe, tot felul de filozofii, vin străini să ne ia țară, nu, niște prostii din astea, nu știu când ne facem bine. Aveți contact cu mediul de afaceri ieșan? Încerc să am cât se poate de mult contactul. Problemele pe care le are un antreprenor, le are și celălalt antreprenor. Și, să spunem, pe scurt spun, doamne, noi ne-am descurcat dacă nu vin peste noi tăvălugii din acestea, de ordonanțe care ne dau peste cap, nu mai avem nicio predictibilitate, începem cu un plan de afaceri și nu mai e valabil peste 2 luni, s-a schimbat codul fiscal de 10 ori. Au uitat pur și simplu și de speranța că o autoritate publică locală, cum e la Iași, primar și așa mai departe, îi mai ajută. Doamne, nu ne ajută cu nimic, am înțeles. Păi da, măcar legislația să fie predictibilă, pentru că ne-am pus niște cifre pe hârtie și nu ne mai putem ține de ele. Despre asta este vorba. Mediul de afaceri din România trebuie doar lăsat în pace, dacă mă întrebați. Trebuie lăsat în pace, nu le schimb legea 5 ani de zile, lasă-i să facă un plan că se descurcă. Au renunțat să mai fie cu gândul la o primărie că îi ajută în Iași oricum. Și știți, vă provoc eu dumneavoastră să-mi spuneți o măsură a administrației publice locale Iași pentru mediul de afaceri. Una. Nu aveți niciuna. În continuare stau câte 2-3 luni ca să iau hârtie de pe la primărie și trebuie să cunoască pe cineva să rezolve problema. Pentru banale lucruri nu pot din fața calculatorului să acceseze un serviciu online al primăriei, să-și ia o autorizație sau ceva online. Trebuie să ducă stea la rând acolo, să facă coadă, să zâmbească frumos la funcționari și așa mai departe. Mai avem doar domnule Bodea, și dacă tot am ajuns la mediul de afaceri, se vorbește foarte mult despre o nouă criză, care nu o să fie doar la noi în țară, o nouă criză mondială. Nu prea suntem pregătiți noi ca țară pentru asta. Ce da, credeți? Nu suntem pregătiți chiar deloc. Asta este mare problemă. Când vine un val exterior, cum să spun, care ți este incident și ție și n-ai ce să faci, o economie, dacă o ai solidă, va rezista. Va rezista mai bine ca alte economii. Uitați-vă cum este țara. Deci țara este într-un război social. Sunt categorii socioprofesionale care se omoară între ele. Vedeți, unii împotriva altora, ies în stradă. Suntem într-o continuă manifestație, să spun așa, de 2 ani jumate de acum. De 2 ani și ceva. Nu suntem pregătiți, economia nu este solidă, toate cifrele arată că stăm foarte, foarte prost. La ce ne putem aștepta? Imaginați-vă că într-o situație de criză economică, pivotul principal rămâne Banca Națională a României. Tot timpul, o Banca Națională puternică va reuși să facă față valului. Dar astăzi Banca Națională la rândul său este atacată zi de zi de către Dragnea și acoliții săi. Ați văzut ce situații penibile să-l chem pe guvernator să le țină la ea lecții despre ce înseamnă robor. Deci unde s-a mai văzut asta în toată lumea? Putem să redăm un sfat telespectatorilor noștri. Vă întreb asta și pentru că am văzut niște cifre. 19% creștere a creditelor de consum față de anul 2017, în 2018. Oamenii s-au trezit cu salarii mai mari, prin urmare au început să facă credite. Nu tocmai sănătoasă această acțiune, nu? În condițiile în care ne pregătim de o criză. Da, aș spune
spune noi să fim mai ponderați, pentru că, așa cum v-am spus și la începutul emisiunii, este o bulă ce s-a întâmplat. Creșterile sunt doar pe hârtie, costul vieții în realitate e mult mai mare, te trezești că faci azi credit pentru ceva și banii respectiv s-au devalorizat într-un an, doi, și tu n-ai reușit să-ți faci nici măcar ce-ți propusese inițial cu banii. Aici trebuie mai multă prudență. Și asta arată că nu, cum să spunem, pe de-o parte, nu există o cultură corectă a creditării, adică ai mai prins un leu, hop, îl pun garanție la bancă să mai iau eu 10 să-mi fac o nevoie imediată. Și am mai avut exercițiul ăsta în 2008 și după 10 ani de zile chiar să-mi fi învățat nimic, mi se pare destul de... Și o altă recomandare pentru toți cei care ne privesc este să iasă la vot. Pentru că doar așa putem să nu mai avem situația în care 18% din populația cu drept de vot a României, că atât au fost prin procentul foarte mic de prezență la vot, să dicteze pentru toți ceilalți și practic PSD să fie cu 18% să conducă România. Trebuie și la vot și să schimbăm ceea ce se întâmplă astăzi. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, domnule Bodea. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Ne revedem ca de obicei săptămâna viitoare.